Cei care mă urmăresc cu o anumită regularitate știu că în timp ce abordez relativ de des teme așa zise spirituale, nu-l fac niciodată de la o perspectivă religioasă, pentru că evident este un domeniu extrem de delicat, extrem de personal și sub nicio formă vreau să deranjez sensibilitatea cuiva. Astăzi fac o mică excepție, în sens că probabil știi, este pentru catolici sărbare de Paștele, e, deci nu pot decât să spun la cei care sunt în România sau românii care sunt, în fine, buona Pasqua a tutti, spun în italiană. La ortodoxi anul ăsta este peste o lună, e mereu acest decalaj care nu e complicat, dar e pur și simplu o interpretare diferită a niște calcule astronomice. Deci e un pic prea devreme să urez Paștele fericit la români. Vorbim peste o lună. Oricum, sărbarea de Paște, catolici sau ortodoxi, e un bun moment pentru a vorbi de înviere, nu de un punct de vedere religios, ci de un punct de vedere foarte, foarte practic. Hai să vedem. Salut și bine te-am găsit, sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Și data fiind că nu se poate trăi doar din performanțe, de asta vorbim acum. Ziceam, dincolo din toate interpretare, din toate credințe de religioase, despre care evident nu mă ating, pentru că fiecare e liber să creadă ce vrea, conceptul de înviere e ceva foarte prezent în orice cultură. Semnalizez, se găsește și pe net, că am scris un articol tocmai despre pasăra Fenix, pasăra care resurge din propria cenușă. Și faptul este că eu am scris articolul ăsta acum un an, când tot în lockdown eram și se credea că era vorba de ceva de scurtă durată și am dat niște sfaturi cum să ne revenim la viață după lockdown de anul trecut. Din păcate, ce se întâmplă este evident sub ochii tuturor și desigur nu este intenția mea să pun în discuție deciziile politicienilor, mai ales că nu știm nimic din ce se întâmplă. Rămâne faptul că situația e foarte grea pe plan mondial și după părerea mea, chiar dacă nu aș vrea să fiu pesimist, dar ce ved mi se pare evident, încă nu am început să vedem adevărate probleme. Deci, cred că fiecare dintre noi va trebui să pună tot efortul să ne înviem, să ne întoarcem oarecum la viață. Pentru că acum e devenit evident că situația nu se va rezolva în câteva luni, poate peste un an, poate peste doi, cine știe, dar situația va fi din ce în ce mai grea. Deci avem nevoie de toate resursele noastre, toată energia noastră pentru a ne repune pe picioare. Cineva a spus că nu contează cât de ori cazi și cât de ori reușești să te ridici din nou în picioare. Deci, eu cred că trebuie să punem tot efortul în sensul ăsta. Încă un lucru, cum am zis, pentru catolici este sărbarea foarte mare, împreună cu Crăciunul, cea mai mare din anului, și mâine, la noi, tot este ziua de sărbare, tot este liturghia sfintă, și cum am făcut, de fapt, anul trecut, imediat după liturghia de dimineață o să fac un mic concert de orgă, care, bineînțeles, va fi transmis live, pentru că nu se poate, nu avem voie să stringem lumea la biserică. Deci,
profit de acest video, să te invit, este linkul jos în prezentarea video, e mâine la 12 și un sfert, minut plus, minut minus, vom vedea și e toată partea tehnică de rezolvat. Oricum, mai anunț mâine. Mâine va fi o zi într-adevăr dură, că la 11 am live ăsta de Bruno Seiz și imediat după am live la biserică. În fine, vom vedea. Deci, pentru cine e catolic, bună Pascua astăzi, pentru ortodox și Paștele fericit cu avans de o lună. Să ne concentrăm despre resursele noastre, pentru că avem, cred că omenirea a trecut prin dificultăți mult mai mari decât un virus, dar vom avem nevoie de toate resursele noastre. Și în sensul ăsta, arta este oricum un ajutor de neprețuit. Deci, dincolo din toate discuțiile, vă aștept mâine la 12 și un fert, tot pe pagina asta, pe pagina mea, pe Bruno Medicina, adică pe tot netul va fi concertul meu, că la promovare care mi-e pricep. O zi bună în continuare și vă aștept mâine, evident.